Dumneavoastră se auziți despre ajutoarele care vin din Uniunea Europeană? Poate la televizor, mass media? Nu. Și ce părere aveți? De ce vine? Ajutoare. De ce ești? Vă citesc. 71% din exporturi merg în UE. Calculatoare și cazane cu biomase pentru școli, panouri solare, piloni de lumină, 200 km de apeducte, apă potabilă, 700 km de drumuri reabilitate, 40 de spitale construite sau renovate, compensații la gaz și energie, 12 locomotive donate pentru căi ferate. Noi cu această ocazie avem o scrisoare în care mulțumim Uniunea Europeană pentru ajutare și cerem în continuare ajutor, cum ar fi lupta cu corupția și birocrația ca să ajungă ajutoarele mai repede în sate, deoarece corupția la noi este foarte ridicată în țară și din cauza asta lumea se dezamăgește în ajutoare. Adică o parte ajung, mică, dar noi nu știu unde ajung. Corect. Investiții pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, deoarece în sate nu avem locuri nimic de muncă. Chiar, nu e de lucru. Și lumea pleacă hotare, lăsând satele pustie. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, deoarece la fel este o necesitate pentru omenire. Da, dar sunt unele sate care chiar n-au deloc. Ajutor cu pensiile. Pensiile la fel la bătrâni sunt foarte mici la noi în țară, iar comparativ cu România și alte țări europene, acolo sunt de 2-3 ori mai mari, ca și salariile. Și de asemenea ajutor cu sănătatea publică și combustibile pentru bătrâni, deoarece nu destul că bătrânii au pensii mici, dar au nevoie să cumpere foarte multe medicamente și desigur combustibile pentru încălzire. Da. De ce le au nevoie? Ați fi de acord semnați așa o scrisoare să trimitem în Uniunea Europeană ca mulțumire și cerem în continuare ajutor? Fatra mea are 72 de ani, dar nu mai primesc niciodată ajutor. Păi de asta și spun că din cauza corupției, unele ajutoare chiar nici nu ajung în sate. Și din cauza asta oamenii se dezamăgesc foarte mult. Dacă ajung, dacă îi dau, nu cu îi dau. Păi da, de asta spun. La fel, este corupție și birocrație o problemă. Bine, mulțumim mult!